Doamne ajută și bine v-am găsit, toată lumea să trăiască, numai noi să nu pățim ceva rău. Cred că asta e dorința a noastră a tuturor, adică și acelora care se uită și acelora puțini care nu se uită la emisiunea noastră. Încă o dată și încă o dată mă bucur să vă știu alături de noi și îi dăm drumul, bineînțeles, la cântec, la voie bună, la câte un pic de poveste și ce să vă mai spun, vizionare plăcută că mintea n-aș ne auzi. Într-o sâmbătă spre sărădor, într-o sâmbătă spre sară, șuiera un tren în gară, sara bună, mândră bună, că mă duc, nu șuiera ca să stea dor, nu șuiera ca să stea, șuiera plecarea mea, sara bună, mândră bună, că mă două luni de zile dor, după două luni de zile, o mică scrisoare-mi vine, sara bună, mândră bună, că mă duc, scrisoare de la măicuța dor, scrisoare de la măicuța, că se mărită mândruța, sara bună, mândră bună, că mă acasă dor. Măi, băiete, vino acasă, că duminică-i mireasă, sara bună, mândră bună, că mă duc, coboră din deal-n vale dor. În cale, sara bună, mândră bună, că mă duc. Moșule, te-aș întreba dor,
întreba când se mărită mândra. Sara bună, mândră bună, că mă duc. Nunta-i toată pregătită, dor. Nunta-i toată pregătită și mireasa împodobită. Sara bună, mândră bună, că mă duc. N-ai știut, mândruță bună, dor. N-ai știut, mândruță bună, câte în inimă s-adună. Sara bună, mândră bună, că mă duc. De-acum sufletul-i pustiu, eu mă duc și nu mai viu. Sara bună, mândră bună, eu m-am dus. Tot așa la un proces? Băi, cetățeane cu tare, nu vă spun numele. Dar de unde iei tu atâția bani, domnule? Păi de unde să iau, domnul judecător? Din noptieră. Bun, și în noptieră cine-i pune? Acum cine-i pune, domnul judecător? Nevastă mea? Bine, îi pune nevasta, dar cum vreau, nevestii dumneavoastră, cine-i dă banii? Cu cine-i dă banii, domnul judecător? Eu? Nu, bine, măi, dar tu de unde iei banii? Cum de unde iau banii, domnul judecător? Dar v-am spus, din noptieră. Am somn, aud vocea ta, te vreau mereu în viața mea. Toate nopțile, toate zilele, le-aș petrece cu tine. Noaptea nu am somn, aud vocea ta, te vreau mereu în viața mea. Toate nopțile, toate zilele, le-aș petrece cu tine. Te vreau mereu lângă sufletul meu, să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi cu tine voi fi, numai ție îți dau inima mea. Te vreau mereu lângă sufletul meu, să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi cu tine voi fi, numai ție îți dau inima mea. Și zi privesc numai la poza ta, doar tu mi-ai furat inima. Numai cu tine vreau orice minut să stau, cu tine să-mi împart viața. Noapte și zi privesc numai la poza ta, doar tu mi-ai furat inima. Numai cu tine vreau orice minut să stau, cu tine să-mi împart viața. Te vreau mereu lângă sufletul meu, să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi
cu tine voi fi numai ție, îți dau inima mea. Te vreau mereu, lângă sufletul meu să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi, cu tine voi fi numai ție, îți dau inima mea. Sufletul meu să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi, cu tine voi fi numai ție, îți dau inima mea. Te vreau mereu, lângă sufletul meu să-mi dai doar mie gura ta. Noapte și zi, cu tine voi fi numai ție, îți dau inima mea. Casa Cardoș, situată în APA, pe drumul european dintre Satul Mare și Baia Mare, îți oferă cazare și mâncăruri îmbietoare, plus meniul zilei, care îți lasă gura apă. Aici se organizează și evenimente la care pot să participe până la 80 de persoane. La Casa Cardoș mai găsești servis auto, atelier de vulcanizare și parcare pentru camioane. Casa Cardoș, cu de toate pentru tine! 40 până ai 60, asta mă zic mai aproape și aici orice fac, fac bine, mulțumesc, la fel cum crezi că faceți și dumneavoastră, dar știți ce fac eu? Eu vreau să fac o sanie de aceea faină, cum ce sanie, cu care mă duc eu iarna și mă duc și mă duc cu căluță, mi-o luam și căluță, pentru că zice că e vara fă sanie, iarna fă căruță și apoi chiar dacă n-ai casă, aici la Bentodon, adică vreau să zic la Don Carbenier și Aurit, poți să-ți cumperi absolut ce vrei, pentru că sunt bolțari, sunt lemne, sunt hieră, este var, este ciment, sunt șuruburi, este greșe, este faianță, este ce, tot ce treabă în casă, lângă casă și ce să vă spun? Am uitat să vă spun, da, dacă e vorba de căruță, noi am, eu știu că dumneavoastră tare v-ați dus înainte și mi-a arătat cu mașinile. Nu, să știți că Bentodon are și peste de mașini, are cauciucuri, are răuți, are șuruburi, are stopuri și are tot ce vrei. Media și Aurit, Bentodon, Donca! Cedata comercială Bentodon SRL din Mureșu Aurit prin familia Donca îți asigură tot ce e nevoie pentru casa ta. Materiale de construcții, obiecte sanitare, parchet, gresie, faianță, vopsele, rigips, sobe de teracotă, fittinguri, șuruburi și alte obiecte de uz gospodăresc. De asemenea, de la Bentodon SRL poți cumpăra cauciucuri pentru mașini, camioane, biciclete, precum și acumulatori sau piese auto. Bentodon SRL, o firmă pentru confortul tău. Așa că una, două, le măsori eu. Popasul pescarilor din Călinești-Oaș vă așteaptă cu ambianță relaxantă și cu mâncăruri care vă lasă gura apă, de la preparate tradiționale și minuturi până la cei mai gustoși mici. Amplasat lângă barajul Călinești, Popasul pescarilor este complexul ideal pentru organizarea de evenimente atât în sală cât și pe terasă. Popasul pescarilor, un loc deosebit în care vrei să revii mereu. Complexul Zorile din Iojib vă așteaptă cu oferte de nerefuzat. Aveți de organizat evenimente, nunți, botezuri, zile de naștere, toate vor ieși impecabil la restaurantul Zorile. Complexul vă oferă și cazare, iar în perioada sezonului estival, tot acolo vă puteți răsfăța la plajă.
Petreceți clipe într-o atmosferă de neuitat la complexul Zorile din Iojib. Garantat pe gustul dumneavoastră. Feciorul tati, îi spune tata la fecior. Să ai grijă ce faci astăzi la examen și mie să-mi îl iei, mai înțeles? Că dacă nu, să uiți că ți-s tată, bă. Ai înțeles, nu? Bine, 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 lasă-mă că și așa e stresat eu, bine. Păstă vă 4 ore. Alo? Alo? Da. No? Cum îi? Ai știut la examen? Alo, dar cine era telefon? Nu vă supărați. O să ne oprim, banul păstietă ne poartă. Tot muncim și iar muncim, nu ne ajunge niciodată. Domne, când o să ne oprim, banul păstietă ne poartă. Tot muncim și iar muncim, nu ne ajunge niciodată. Este o vorbă adevărată, nu-ți da cinstea pe nimic. Și
să nu muști niciodată mâna care te-o hrăni. Să nu-ți clădești fericirea până cazul altuia. Lumea vede un singur lucru ce-ai lăsat în urma ta. Pe lângă mine, care dacă ar putea, ar juca fără rușine pe nefericirea mea. Mai sunt mulți pe lângă mine, care dacă ar putea, ar juca fără rușine pe nefericirea mea. Este o vorbă adevărată, nu-ți da cinstea pe nimic. Și să nu muști niciodată mâna care te-o hrăni. Să nu-ți clădești fericirea până cazul altuia. Lumea vede un singur lucru ce-ai lăsat în urma ta. Întotdeauna care-i om adevărat, și cu bani și fără bani, el rămâne neschimbat. Se cunoște întotdeauna care-i om adevărat, și cu bani și fără bani, el rămâne neschimbat. Este o vorbă adevărată, nu-ți da cinstea pe nimic. Să nu muști niciodată mâna care te-o hrăni. Să nu-ți clădești fericirea până cazul altuia. Lumea vede un singur lucru ce-ai lăsat în urma ta. Să fie mândru și sărac, dar și bogat, că mândria ți-o dă în viață doar obrazul nepătat. Omul poate să fie mândru și sărac, dar și bogat, că mândria ți-o dă în viață doar obrazul nepătat. Este o vorbă adevărată, nu-ți da cinstea pe nimic. Și să nu muști niciodată mâna care te-o hrăni. Să nu-ți clădești fericirea până cazul altuia. Obrazul și omenia, să cinstea și mândria ta. Cioc, 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 domnul doctor, e voie? E voie, sigur că poftiți, dar am venit să vă mulțumesc. Dar cum să nu uitați, luați loc. Cine sunteți, vă rog frumos? Un fost pacient sau urmat? Cât bine-i pe pământ, tăta casă îi mai mult, că
drăguță e mamă, spun, tăce în suflet adun. Tu ești darul meu ceresc și atât de mult te iubesc, și atât de mult te iubesc, măicuța mea. Cât îs puiul tău, nu mă află niciun rău. Vorba ta bună, mi-leac, cu e sufletul mi-am bat. Și în brață te mă strângi, tăt năcazul mi-l alungi, tăt năcazul mi-l alungi. Măicuța mea, viața mult e, nu ți-o dat, eu mamă te-am alinat. Și-am crescut pe gândul tău, cu credință-n Dumnezeu. Azi îți râde inima când spui că-s fata ta, când spui că-s fata ta, măicuța mea. Eu îți averea ce-o am, măi calule, zice făt frumos către cal, către cal proprietate personală și prieten în același timp. Măi calule, vezi că oprim aici exact lângă castel. Tu stai aici exact unde te lăs, că eu mă urc aici în turn la Ileana Cosânzeana. Dar mare atențiune, că dacă vine zmeu, eu-am sărit pe jam și sare exact pe tine și tu când ai simțit că sar pe tine, te-ai dus glonț, mă, că-i bai, ai înțeles, nu? Păi eu am înțeles, stăpâne, sigur că da. Și se duce, făt frumos, povestește cu Ileana Cosânzeana dintr-o dată niște bătăi în ușe. Ăsta nici una, nici alta, clop un cap, că avea și el oarice clop, pe jam, direct, tion! Ileana Cosânzeana mere și ești de ușa, era calul, tătătăt, ud. Auzi, du-te, te rog, spune la făt frumos că afară plouă și-l aștept aici pe hol. Odată pe lumea asta omul trăiește și basta. Ca un fir de iarbă verde, viața omului se pierde. Lume, tu să știi că eu îmi trăiesc viața cum vreau. Ieri a fost, mâine va fi, dar eu azi o voi trăi. Am o viață, nu am 10, astăzi este, mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Lume, nu-ți port grija ta, ce ai tu cu viața mea. Trăiesc cum pot și eu, ție nu-ți fac niciun rău. Legate-s cu un fir de ață, dragostea și a mea viață.
dragostea e de când lumea, dar viața e numai una. Am o viață, nu am 10, astăzi este mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Viața dată mie, mi-ai dat-o s-o pot trăi și lumea s-o pot iubi. Drag mie omul ce nu uită că viața e tare scurtă. Odată pe lumea asta omul trăiește și basta. Am o viață, nu am 10, astăzi este mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Am o viață, nu am 10, astăzi este mâine trece. Viața mea nu-i de vânzare, am o viață ca oricare. Viața omului e una și așa e de când lumea. Viața vine, viața trece, am o viață, nu am 10. Mă, Ione, dar de unde fii tu așa fericit, mă? Ha, de unde să fiu? De la dentist? Păi cum fii tu așa fericit de la dentist, mă? Dar ce, de la dentist să vii așa fericit? Da, sigur, când nu e acasă dentistul, sigur că vii așa fericit, da. Tot zis în gândul meu să rămân tânăr mereu, să-mi bătrânesc când vreau eu, dorule măi. Acum văd orice mi-ar zice, bătrâneța mă ajunge, tinereța mi se duce, dorule măi. Tinerețe, mândră floare, ești ca apa trecătoare. Tinerețe, floare aleasă, te-a pus în pahar pe masă, în căsuța mea frumoasă, dorule măi. În căsuța mea frumoasă, ca să fii lângă fereastră, să nu mai pleci niciodată, dorule măi. Tinerețe, nu pleca măi, și nu-mi rupe inima măi. Într-o zi mândră cu soare, am deschis fereastra mare, ca să intre în casă coridorule măi. A bătut un vânt de-o vară, mi-a scos tinerețe afară, de m-a ars la inimioară, dorule măi. Mi-o trimis vântul deodată, bătrânețea blestemată. Și mă gândesc mereu că tânăr am fost și eu, și iubeam pe placul meu, dorule măi. Iubeam și eram iubit, cât eram de fericit, de toată lumea dorit, dorule măi. Dai o vorbă din popor, tăte îs la vremea lor, măi. Nici așa nu-s năcăjit, c-am fost tânăr și-am iubit tot pe cine am dorit, dorule măi. Am umblat prin țara toată și-am cântat la lumea dragă, să nu uite niciodată, dorule măi. Și de-o fi să mor odată, să am inima împăcată. C-am cântat cu drag și dor, să-mi placă oamenilor, măi. Măi, băi,
băi, bulișor, băi, dar tu la ora asta vii la școală, ai târziat de la prima oră, băi, dar vezi că mă supăr pe tine, băi, dar ce se întâmplă, băi, cu treburile astea, băi, tu trebuia să fii la ora fixă, băi, la ora, băi, dar ce se întâmplă, băi, de ce n-ai venit? Oh, să fichezi, doamna profesoară, că tati, eu a avut tare mare nevoie de mine acasă. Nu lasă poveștile, doar cu toți știm că ai un frate mai mare și putea taică tău să rezolve treaba asta cu frate tău mai mare. Nu te-a putut înlocui. Nu m-a putut înlocui deloc, că pe mine o trebuit să mă bată. Casa Cardoș, situată în APA, pe drumul european dintre Satul Mare și Baia Mare, îți oferă cazare și mâncăruri îmbietoare, plus meniul zilei, care îți lasă gura apă. Aici se organizează și evenimente la care pot să participe până la 80 de persoane. La Casa Cardoș mai găsești servis auto, atelier de vulcanizare și parcare pentru camioane. Casa Cardoș, cu de toate pentru tine! 40 până ai 60... Asta poftim mai aproape și aici orice fac, fac bine, buțăniez la fel cum crezi că faceți și dumneavoastră, dar știți ce fac eu? Eu am vreau să fac o sanie de aceea faină, cum ce sanie, cu care mă duc eu iarna și mă duc și mă duc cu căluță, mi-o luam și căluță, pentru că zice că e vara fă sanie, iarna fă căruță și apoi chiar dacă n-ai casă, aici la Bentodon, adică vreau să zic la Don Carbedea și Aurit, poți să-ți cumperi absolut ce vrei, pentru că sunt bolțari, sunt lemne, sunt hieră, este var, este ciment, sunt șuruburi, este greșe, este faianță, este ce, tot ce-ți treabă în casă, lângă casă și ce să vă spun? Oh, am uitat să vă spun, da, dacă e vorba de căruță, noi am, eu știu că dumneavoastră tare v-ați dus înainte și mergeți cu mașinile. Nu, să știți că Bentodon are și peste de mașini, are cauciucuri, are răuți, are șuruburi, are stopuri și
are de ce vrei. Mireș Aurit, Bentodon, Donca. Cetatea comercială Bentodon SRL din Mireș Aurit prin familia Donca îți asigură tot ce e nevoie pentru casa ta. Materiale de construcții, obiecte sanitare, parchet, gresie, faianță, vopsele, rigips, sobe de teracotă, fittinguri, șuruburi și alte obiecte de uz gospodăresc. De asemenea, de la Bentodon SRL poți cumpăra cauciucuri pentru mașini, camioane, biciclete, precum și acumulatori sau piese auto. Bentodon SRL, o firmă pentru confortul tău. No, așa că una, două, le măsuri eu. Popasul pescarilor din Călinești-Oaș vă așteaptă cu ambianță relaxantă și cu mâncăruri care vă lasă gura apă, de la preparate tradiționale și minuturi până la cei mai gustoși mici. Amplasat lângă barajul Călinești, Popasul pescarilor este complexul ideal pentru organizarea de evenimente atât în sală cât și pe terasă. Popasul pescarilor, un loc deosebit în care vrei să revii mereu. Complexul Zorile din Iojib vă așteaptă cu oferte de nerefuzat. Aveți de organizat evenimente, nunți, botezuri, zile de naștere, toate vor ieși impecabil la restaurantul Zorile. Complexul vă oferă și cazare, iar în perioada sezonului estival, tot acolo vă puteți răsfăța la plajă. Petreceți clipe într-o atmosferă de neuitat la Complexul Zorile din Iojib. Garantat pe gustul dumneavoastră! Ai mulți de bogății, deci
degeaba te-ai chinuit, n-ai nimic de n-ai copii. Și de ți s-a întâmplat să ai mulți de bogății. Degeaba te-ai chinuit, n-ai nimic de n-ai copii. Numai copii îți fac viața dulce și frumoasă și ți-aduc zâmbet pe obraz când necazul te apasă. Numai copii îți fac viața dulce și frumoasă și ți-aduc zâmbet pe obraz când necazul te apasă. Dragii mei, spuneți și dumneavoastră dacă e adevărat sau nu. La început, adică la început, așa mai devreme, fetițele sunt interesate de păpuși și băieți de mașini. Mai târziu, mai târziu, chiar invers. Mândruță, dacă poți, măi, să afle oamenii toți, măi, la muieri unde li gână du, până curăță porumbul. De-ar putea să vadă lumea ce-au muierile în cap, n-ar mai fi bărbatul vina la câte rele se fac. De-ar putea lumea să vadă ce gândesc muierile, ar începe să ne creadă cum ne ducem zilele. Cea mai mare hoață mi-o mânca jumătate din viață. Cum o prins că am greșit, măi, mâine zi m-o omenit, măi. De-ar putea să vadă lumea ce-au muierile în cap, n-ar mai fi bărbatul vina la câte rele se fac. De-ar putea lumea să vadă ce gândesc muierile, ar începe să ne creadă cum ne ducem zilele. Să-mi dai guriță, ce te ții mironosiță, că ții gândul la bărbați, măi, dar tu nu vrei să te arăți, măi. De-ar putea să vadă lumea ce-au muierile în cap, n-ar mai fi bărbatul vina la câte rele se fac. De-ar putea lumea să vadă ce gândesc muierile, ar începe să ne creadă cum ne ducem zilele. Ca mărgăritul s-o dus vremea cu pețitul. Asfata fără bădiță, zice lumea că-i prostuță. De-ar putea să vadă lumea ce-a muierile în cap, n-ar mai fi bărbatul vina la câte rele se fac. De-ar putea lumea să vadă ce gândesc muierile, ar începe să ne creadă cum ne ducem zilele.
Nu vă lăsați, că nici eu nu mă las. Și așa că dacă nimeni nu ne lăsăm, adică noi nu ne lăsăm, atunci nu ne lasă nici cel de sus și ne face să ne întâlnim într-o emisiune viitoare. Numai bine și sănătate!